An de criză, dar plin de satisfacții pentru primarul comunei Liești. Deși a avut multe piedici cauzate de culoarea politică alta decât a guvernului, Iulian Boț a reușit să finalizeze majoritatea proiectelor început. Am reușit să ne apucăm de renovarea școlilor după o perioadă de 4 luni de contestații. Am scos la licitație o lucrare de asfaltare a drumurilor și de asemenea s-a ținut licitația pentru apă și canalizare, dar din păcate, cum numai la români se întâmplă, am fost contestați și urmează după sărbători să reluăm procedura. Iulian Boț a dat o mână de ajutor și la reabilitarea bisericilor din Liești, la refacerea Palatului Copiilor, la promovarea tradițiilor populare, dar s-a implicat și în cazurile sociale deosebite. Anul acesta Crăciunul va fi luminat pentru 3 familii din Liești care au trăit până acum la lumina lumânării. Primarul a fost cel care a ajutat cele 3 familii din Liești să aibă lumină în case. De sărbători, Iulian Boț le dorește localnicilor multă sănătate și un an mai bun. Doresc sărbători fericite, multă sănătate și să dea Dumnezeu numai bine.